ziua, dragi prieteni! Vă salut cu bucurie și iată că și soarele ne salută astăzi, când avem bucurie, avem prilejul de a fi alături de un român valoros, de un român care a făcut cinste României și reprezintă cu cinste în continuare România. În cadrul acestei campanii, ca de fiecare dată, întâlnim oameni valoroși în spațiul public, în spațiul public pe care încercăm să-l redescoperim ca liant în jurul valorilor românești. M-a întrebat cineva în urmă cu o zi de ce Mihai Leu, de ce oameni care au premii, dacă această campanie se numește Premianții fără premii. Păi, în primul rând, pentru că aici nu oferim premii materiale. Premiile care se oferă sunt sufletele dumneavoastră ca mulțumire pentru activitatea depusă de un om de-a lungul timpului. Încercăm să fim alături de valorile noastre, să le mulțumim pentru modul în care reprezintă România, pentru modul în care reprezintă românii, pentru modul în care spune lumii că românii merită să fie respectați. Pentru astăzi a acceptat invitația să ne fie alături un campion mondial, un pilot de raliu, un om, un tată, un soț, un prieten. Fără prea multe discuții, o să-l invit în aplauzele dumneavoastră pe campionul mondial la box, Mihai Leu. Vă rog, domnule Leu, el este omul care a reprezentat cu cinste România. El este omul care, în urmă cu 18 ani, câștiga centura de aur la box. El este omul pe care l-am cunoscut cu drapelul României pe umeri. Bine ați venit! Vă mulțumim, oameni buni, pentru că ați venit să susțineți un asemenea om. Spunem noi aici la Premianții fără premii că adevărata valoare umană este valoarea pe care o dăm vieților altora. Mihai Leu a dat valoare tuturor vieților românilor prin victoriile sale, prin titlurile câștigate, prin modul în care a urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului atunci când a fost declarat campion. O să-i înmânez microfonul domnului Mihai Leu să ne povestească despre sufletul lui, despre viața lui, despre planurile lui, despre visele lui, iar noi să luăm aminte și să-i mulțumim pentru tot ceea ce reprezintă pentru România. Domnule Mihai Leu, mă rog să ne povestiți cum ați ajuns să fii sportiv, ce ați simțit în urmă cu 18 ani când ați câștigat titlul de campion mondial, cum v-ați îndrăgostit de raliu și vă așteptăm să ne spuneți că aveți proiecte pentru județul Hunedoara în care să vă aplaudăm din nou. Bună ziua, vă mulțumesc mult de tot. Nu sunt eu un povestitor foarte bun. Cred că am făcut tot, nu știu, așa am fost crescut, așa am fost învățat de mic să mă lupt pentru ceva și cred că așa m-am format pentru viață. Ce cred că este pentru mine foarte important, în primul rând vreau să fiu un bun exemplu pentru băiatul meu. Dacă sunt și pentru alții, atunci bucuria este mai mare. Pot să spun că chiar dacă circul foarte mult și prin țară și plec de multe ori și în străinătate pentru meciuri de box, totdeauna Hunedoara este casa mea și aici mă simt cel mai bine în mijlocul celor apropiați. Eu îi mulțumesc și Zdan, vă mulțumesc și dumneavoastră și sper să reprezint cu mândrie Hunedoara în continuare. Vă mulțumesc! Nu sunteți un model, un reper numai pentru fiul dumneavoastră, sunteți un reper pentru toți cei prezenți aici, pentru că toți acești oameni au venit să vă cunoască, să vă vadă și să vă mulțumească pentru ceea ce dați-mi voie să vă ajut. Spuneam că nu sunteți un reper doar pentru fiul dumneavoastră, sunteți și pentru noi și vă mulțumim. Vreau să vă spun că vă admirăm pentru modul în care vă luptați în continuare pentru a ne arăta că România merită să fie reprezentată de oameni de valoare, așa ca dumneavoastră. Oameni buni, așa cum știți, așa cum este obiceiul la Premianții fără premii, pe masă se află o diplomă
o diplomă oferită de întregul grup, cel care ne adunăm sâmbătă aici. Vă invit, dacă dumneavoastră considerați că merită, să semnați această diplomă în semn de prețuire față de campionul mondial Mihai Leu, să treceți prin fața lui, să-i spuneți mulțumesc, să-l priviți în ochi și să îl rugăm să revină alături de noi în competițiile sportive, să vină alături de noi să ne ofere tot ce are mai frumos în sufletul său. Salut prezența autorității locale, a primarului municipiului Deva, salut prezența societății civile, salut prezența tuturor prietenilor lui Mihai Leu, salut prezența unor premianți fără premii astăzi aici și aș vrea să vă spun că Deva dă un exemplu României prin modul în care își prețuiește valorile. Vă mulțumesc, toți cei prezenți astăzi aici sunteți valori, pentru că doar o valoare poate să recunoască valoarea când o întâlnește. Pentru că este ultima zi de iarnă, pentru că întâmpinăm primăvara, campania Premianții fără premii oferă astăzi câte un mărțișor tuturor doamnelor, domnișoarelor, chiar și domnilor care doresc să ducă acasă un mărțișor doamnelor și domnișoarelor. Prietenii de la centru, de la ansamblu cultural Drăgan Muntean ne ajută să vă transmitem o primăvară frumoasă. Să-i spui să-i dea la Ana. O capia după aia. Merge la bine. În cadrul campaniei Premianții fără premii încercăm să spunem oamenilor valoroși, oamenilor în a căror muncă ne regăsim, că suntem mulțumiți ca beneficiari ai muncilor, îi încurajăm să meargă mai departe pe drumul pe care au mers și arătăm lumii că spațiul public poate să fie folosit și ca un liant, ca o manifestare în cadrul căreia mulțumim românilor valoroși. Vă mulțumesc, oameni buni, pentru modul în care sunteți alături de campionul mondial Mihai Leu. Thank you.
Ce sprijină viața nu va încerca să dovedească nimic, nici sfințenia, nici bunătatea, nici puterea sa. De aceea oamenii de acest calibru trăiesc mai degrabă în izolare, dar atunci când cerem exprimarea iubirii, s-ar putea să-i întâlnim, iar întâlnirea cu ei ne poate schimba viața. Premianții fără premii, locul unde valorile sunt prețuite public, în fiecare sâmbătă de la ora 11 în fața statuii lui Decebal din Piața Victoriei. Premianții fără premii, un alt mod de viață. Vă reamintesc, doamnelor și domnilor, că diploma este oferită de noi toți, cei care doriți să o semnați, să o autentificați cu sufletul dumneavoastră, cu sentimentul dumneavoastră de respect față de Mihai Leu. Vă rugăm să-i semnați diploma pentru a o înmâna după ce îl felicitați, după ce o să-i transmiteți gândurile dumneavoastră bune. Deci diploma dumneavoastră sunteți cei care o autentificați. Ce-i făcut? Da, 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 da,